Ca să fim sinceri, nu avem în intenție să iau cuvântul astă seară, dar văzând că au luat cuvântul numai domni, m-am gândit că ar trebui și o doamnă să spună câteva lucruri, să-și exprime câteva gânduri în legătură cu ce s-a întâmplat la Herghelia. Vreau să vă mărturisesc faptul că și în acest sejur, ca și în cele 5 anterioare de care spuneam în prima zi că ne-am întâlnit aici, mi-am pus câteva întrebări și la care am căutat mereu să găsesc răspuns. Cum se explică că atâta lume dorește să vină la Herghelia și reușește să vină? Ce atrage? Cum se explică că mulți din cei care vin aici vin a doua, a treia și chiar a cincea oară? Sau a șasea, cum am venit eu acum în 2 ani. Mai departe, m-am întrebat, cum se explică că cei care din anumite motive nu izbutesc să vină la Herghelia, rămân cu dorința și cu speranța că mai devreme sau mai târziu visul lor se va împlini? Sunt întrebări pe care mi le-am pus de fiecare dată și vreau să vă mărturisesc că răspunsurile le-am găsit în ceea ce domnul dr. Gheorghiță zâmbea în etapele anterioare, în ceea ce am numit eu secretele Hergheliei. În vara aceasta, în iunie, numărul secretelor ajunsese la peste 20. Deci un număr impresionant. Să nu credeți că o să mă apuc acum să le prezint pe toate 20, pentru că ar însemna să țin o conferință și nu am în intenție, dar în același timp vreau să vă spun că aceste secrete le-am regăsit și în această etapă. Poate nu exact la fel, poate nu chiar la fel. De exemplu, în iunie, terapia prin culoare și prin miros era extraordinară. Mirosul acela îmbătător al teilor, culorile extraordinare ale florilor. Acum nu au mai fost, dar culoarea pădurii, atât de viu colorată, chiar dacă roșu acela, cum vorbeam cu colega mea, nu l-am mai întâlnit. Sau într-o seară mirosul extraordinar al strugurilor. Deci acestea au înlocuit la un moment dat ceea ce în sfârșit am întâlnit în etapele anterioare. În nopțile în care n-am prea putut să dorm, m-am gândit la două lucruri pe care nu le-am mai spus în etapele anterioare. Două constatări. Dacă vreți, ar putea fi integrate în ceea ce numeam secretele Hergheliei, dar din alt punct de vedere. Și aici mă refer în primul rând la încrederea cu care noi, pacienții, venim aici. Și ideea de încredere mi-a fost sugerată de domnul doctor Gheorghiță, într-o seară când, plecând de la conceptul religios, spunea cât de neplăcut este să nu ai încredere în mediul cu care te tratează. Și să mergi la al doilea, la al treilea și așa mai departe. Eu vă spun foarte sincer că am trăit această experiență și în urma unei boli grave am alergat de la un medic la altul, de la Brașov, la București, la Iași și în sfârșit am ajuns la Cluj. M-a surprins faptul că același simptom era interpretat în moduri foarte diferite, tratamente diferite. Mă chiar am întâlnit situații în care medicii se contraziceau și chiar se blamau unii pe alții. Am făcut această introducere în legătură cu încrederea, pentru că realmente ceea ce am remarcat aici este încrederea în medici, în tratament, în eficiența tratamentului. Acum 2 ani, în martie, am venit prima dată la Herghelia. Eram după o boală foarte grea, într-o convalescență lungă, cu un ușor început de depresie, și după 2-3 zile de acomodare, vreau să vă spun că am simțit atâta încredere în ceea ce se întâmplă aici, încât la plecare, chiar am și mărturisit, voi veni cât pot de repede la Herghelia. După 2 luni am venit și cu soțul meu și cu fata mea și cu nepoțelul de 2 ani jumătate și m-am simțit extraordinar. Deci cred eu că această încredere este un element foarte, foarte important. A doua categorie de precizări, și trage-mă de mână dacă vorbesc prea mult, a doua categorie sau a doua precizare vizează personalul de aici. Eu mereu am vorbit și cu alte ocazii, ați vorbit și dumneavoastră, antevorbitorii mei, de profesionalismul tuturor celor cu care am lucrat, de înțelegerea, începând cu medicii, cu terapeuții, cu personalul administrativ, până, dacă vreți, până și la personalul de la bucătărie. Vreau însă să fac
două, trei precizări foarte scurte în legătură cu persoanele cu care ne-am întâlnit zilnic. Este vorba de terapeuții noștri. Eu am avut ocazia să lucrez în perioada aceasta cu trei terapeute. Dacă terapeute, să zice. Așa, sau trei terapeute de sex feminin. Trei fete tinere, cu personalități diferite, cu temperamente diferite, cu experiențe diferite. Puteau să-mi fie fiice. Cam toate mai mici decât proprii mei copii. Dar elementul comun al acestor trei persoane de care m-am legat foarte, foarte mult l-a reprezentat tocmai modul în care au colaborat cu noi pacienții. Nu mă refer la profesionalism, nu mă refer la competențele multiple ale terapeuților, ci mă refer doar la două aspecte. Și vreau să vă spun că aceste aspecte ne vizează nu numai, sau vizează nu numai colectivul de la Hergelia, dar ne vizează și pe noi pacienții. M-au impresionat două calități deosebite la aceste trei doamne și domnișoare, dar în egală măsură și la doamna psiholog, și la doamna Jenny, și la doamna Dan, faptul că încearcă să ne asculte. Noi știm foarte bine, din experiență, că a asculta nu este identic cu a auzi. A asculta înseamnă a înțelege, a te apropia, a intra în profunzimea problemelor pe care ți le prezintă pacientul. Aș adăuga și, bineînțeles, că asta a făcut să ne simțim înțeleși, să ne simțim apropiați. Iar în ceea ce privește stilul empatic, știu că domnișoara Maria, care mi-a fost și mie terapeut, chiar de la cea care este la recepție, cu care vorbeam într-o după-amiază, chiar spunea ce înseamnă stil empatic. Să vă privim pe dumneavoastră pacienții, nu ca pacientul X din camera Z sau Y cu boala Z, ci să vă percepem ca niște personalități complexe, cu probleme, cu aspirații, cu dorințe, cu dureri și așa mai departe. Ce vreau să spun? Și cu asta imediat termin. Noi, pacienții, trebuie să înțelegem că și comunicarea și empatia presupune o relație biunivocă. Nu este suficient să pretindem terapeutului sau celui cu care lucrăm să ne înțeleagă, să ne asculte. Noi înșine trebuie să știm, să ascultăm, să-i percepem pe cei cu care lucrăm ca și persoane vii, ca și persoane reale. Să nu uităm că terapeuții noștri sunt niște copii, niște tineri care acum se formează și care au nevoie de foarte multe ori chiar de sfatul nostru, de părerea noastră. Eu vreau să vă mărturisesc că chiar dacă nu voi mai veni, nu cred, dar dacă nu voi mai veni la Hergelia, cele trei terapeute vor rămâne totdeauna în amintirea mea ca niște prietene. M-am legat afectiv și atunci când, în prima zi când spuneam, fără să exagerez, că atunci când vin la Hergelia mă simt acasă, nu exageram deloc. Deci, empatie, comunicare și revin la ceea ce spuneam, la încredere. Citeam un roman contemporan zilele acestea și întâmplător motoul romanului spunea cam așa: un terapeut trebuie totdeauna să aibă un pacient trebuie totdeauna să aibă încredere în terapeut, dar în egală măsură și terapeutul trebuie să aibă încredere în pacient. Ori asta mi se pare o treabă extraordinară, această triadă, nu? Care este garanția eficienței tratamentului pe care îl suportăm. Și acum vreau să închei precizând că eu personal și în această etapă m-am simțit extraordinar. Boala mea veche, deci am suferit o operație de cancer, mi s-au adăugat de afecțiuni ale coloanei vertebrale, s-au ameliorat toate acestea. Analizele au devenit mai bune, atâta cât în cazul bolii mele pot deveni mai bune. Și plec cu convingerea că numai acest stil nou de viață îți poate asigura, dacă nu prevenirea bolii, măcar ameliorarea ei. Dumneavoastră, colegilor de serie, pe care v-am simțit în permanență aproape, cum unii dintre dumneavoastră am avut ocazia chiar să stau de vorbă, să comunicăm ceea ce spuneam, vă doresc ca măcar, pe lângă sănătate, ca măcar în linii mari să respectați când mergeți acasă ceea ce ați învățat la Hergelia. Și eventual, în lunile viitoare, în anii viitori, să ne mai reîntâlnim. Dumneavoastră,
colectivului de la Hergelia, vă mulțumesc că de fiecare dată mi-ați prilejuit numai cuvinte de admirație. Vă mulțumesc! Mulțumim!